Descinderi în masă, trei grupări care se ocupau cu contrabanda cu țigări au fost călcate de procurorii din Iași și Suceava. Șapte persoane au fost deținute și anchetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă în formă continuată. Cele trei grupări sunt acuzate de producerea și introducerea ilegală de țigarete în România. Membrii aveau legături bine închegate cu relații în Moldova și Ucraina. Două dintre grupări, Oprișeni și Prăsicani, au acționat constant pe raza județului Iași, pe când gruparea Albineț a acționat atât în Iași cât și în Suceava. Contrabandiști introduceau țigări prin zona împădurită a malului râului Prut. La domiciliul celor șapte suspecți au fost găsite 5.100 de pachete de țigări, 4 autovehicule în valoare de 17.000 de euro, 39 de telefoane mobile, 31 de cartele SIM, 2 pistoale, o armă de vânătoare și 8 cartușe. Au fost confiscați peste 61.000 de lei, 625 de lire sterline, peste 13.100 de euro și 100 de dolari. Suspecții au fost prezentați tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. În perioada noiembrie 2016-septembrie 2016 septembrie 2018, în urma activităților de monitorizare, polițiștii au confiscat de la aceiași contrabandiști aproape 1.400.000 de țigări, în valoare de aproximativ 650.000 de lei. La acțiunea de destructurare a celor trei grupări infracționale au participat echipaje ale Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Iași și Suceava, dar și ale Brigăzii de Jandarmerie Mobilă Alexandru cel Bun din Bacău.